După aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Versetul 5. Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo în cetatea lui David și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. A pus căpetenii de război peste popor și i-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetății. Și vorbindu-le inimii a zis, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și mă rog, Doamne, în această dimineață ca Tu să ne vorbești. Mă rog, Doamne, să dai biruință în orice război spiritual. Și mă rog și pentru aceste 8 suflete, Doamne, care astăzi fac o faptă de credincioșie. Doamne, indiferent ce Sanherib ar veni după aceea împotriva lor, mă rog, Doamne, să le dai biruință, Doamne. A Ta să-ți fie toată gloria prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă rog frumos la slujbă. Eram în clasa 10-a când am făcut și eu botezul în apă și era sâmbătă seara, chiar înainte de ziua botezului. Și m-am întâlnit cu un coleg de-al meu de școală și mi-a zis, Gabi, mai păcătuiești în seara asta cât poți? Că de mâine, gata, zice. Și am înțeles atunci că există folclorul ăsta în mintea multor oameni din bisericile noastre, că bă, până la botez, bă, poți să trăiești așa mai relax, mai flexat, e ok, bine, bă, nu te-ai botezat, bă, poți să te tăvălești, bă, dar după botez, după aia, până atunci, fă o lată. Ca și când Dumnezeu în ziua judecății va spune, bă, tu n-ai fost botezat, oricum eu te iert că știi, tu n-ai făcut legământ. Și Satan aminte mulți oameni cu chestia asta, că dacă nu ești botezat, știi, poți să te tăvălești, că și așa, tu n-ai făcut legământ. Ascultă ce zice Biblia. Bucură-te, tiner, în tinerița ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umble pe căile alese inimii tale. Fă o lată, o viață ai. Dacă nu o poți lungi, fă o lată. Dar să știi că după toate astea, nu scapi de judecată. Dar să știi că după toate astea, te va chema Dumnezeu la judecată. Așa că dacă ești aici și nu ți-ai dat viața lui Iisus Hristos și zici, bă, încă eu mai stau, că mie îmi place păcatul, ai grijă să nu te prindă moartea în timp ce păcătuiești. Pentru că Dumnezeu te-a expus la mijloacele harului lui Dumnezeu, te-a expus la cuvânt, la predică, la cântare, la cercetarea Duhului și mă rog astăzi să-ți deschizi inima pentru Iisus Hristos. Amin? Al doilea lucru care l-am înțeles din ceea ce a vrut băiatul ăla să-mi spună e că, bă, poți să păcătuiești că odată ce ai intrat în apă, acolo rămân păcatele tale, să curăță păcatele. Când m-am botezat, a venit sora de serviciu de la Biserica Betel și a zis, frate Gabi, eram vreo 50 atunci care ne-am botezat. Frate Gabi, zice, așa de neagru a fost apa după voi 50? Eu vă spun sincer, eu nu m-am prins prima dată. A zis, mă, s-a decolorat haina la fratele păstor, că la noi sunt haine negre. Eu le-aș schimba în albastre sau albe, dar nu am fini. M-am gândit că poate intra cineva cu ciorapii murdari sau ceva. Nu, frate, și tu nu înțelegi, că păcatele voastre au fost așa de multe că acolo s-au negrit apa și au rămas păcatele acolo. Nimic mai fals. Am venit de Oradea să spun următorul lucru. Apa nu spală păcatele, ci doar sângele lui Hristos spală păcatele. Singurul detergent care curăță păcatele noastre nu este H2O, nu-i apa, ci este doar sângele lui Iisus Hristos. Apa este un simbol al curățirii. Păi frate, zice, frate, păi stai, zice, uite ce zice în Biblie. Și mă duce la 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 21, unde Biblia spune așa. Păi icoana asta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și tu spui că botezul nu mântuie. Nu, botezul nu mântuie.
Credința în Hristos mântuie. Botezul este o consecință a faptului că ești deja mântuit. Tu nu ești mântuit în apa botezului. Tu faci botezul pentru că deja ești născut din nou și Hristos e în tine. Amin? Deci noi nu ne botezăm ca să fim mântuiți, noi ne botezăm pentru că deja suntem mântuiți și ca o expresie exterioară, ca un simbol exterior, ca o verighetă, cu alte cuvinte, botezul este ceva exterior a faptului că ceva este deja unde? În interior, că te-ai întâlnit cu Hristos, că ai o relație, de aia faci botezul, să fie un semn exterior a faptului că ești iertat prin sângele lui Hristos. Amin? Păi frate, ce zice acolo? Icoana asta închipitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul. Și nu-i semnul întrebării, e adevărat că nu-i semnul întrebării. Dar observați, Biblia nu spune că botezul te mântuie, ci icoana. Icoana ce înseamnă? Reprezentare, poze, icoană, da? Adică atunci când ești în apa botezului, nu uita. Când momentul ăla tu reprezinți în formă de icoană faptul că în urmă cu un an de zile tu ai murit față de păcat și ai înviat la o viață nouă cu Hristos. Tu în apa botezului mărturisești că deja s-a întâmplat ceva cu tine. Este o icoană, este o reprezentare a faptului că te-ai pocăit, ai fost îngropat împreună cu Hristos, ai murit față de păcat și acum tu învii la o viață nouă cu Hristos. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă în apă. Lucrul ăsta s-a întâmplat când l-ai primit pe Hristos în inima ta. Aici doar reprezinți în formă de icoană ceea ce deja este realitate în inima ta. Amin? Că dacă apa ar curăța păcatele, în fiecare zi ar trebui să ne botezăm. Dar mulțumim Domnului că singurul care iartă păcatele este Iisus Hristos. Și sângele Său cel Sfânt mă curăță și te curăță de orice păcat. Și în această dimineață, dacă ești aici și nu ți-ai dat viața lui Iisus Hristos, te invit să-ți dai viața lui Iisus, să spui, Doamne Iisuse, intră în inima mea. Fii Domnul meu, Mântuitorul meu, mă pocăiesc, mă căiesc de păcatele mele și prin credință te primesc în inima mea. Desleagă-mă, Doamne, rupe orice legătură, Doamne, și cred în cuvântul Tău care este adevărul, lăuda să fie Domnul. Și ca o consecință a faptului că este Hristos în inima ta, tu vii și spui public, nu ții doar acolo, public, din loialitate față de porunca lui Dumnezeu faci botezul. Că El a spus, cineva crede, nu? Botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Lăudați să fie Domnul. Însă, în dimineața asta, vreau să vă spun ce urmează după botez. După botez, noi ne-am așteptat așa să cântăm cântarea. Trăim vrem de har ca Ilie. Bine, nu au fost vremuri de har, nu știu cine a compus cântarea asta, chiar era vremuri de idolatrie maximă. Noi am vrea așa să trăim. Wow, m-am botezat, ce fain cu Domnul! Ei, voi ce faceți astăzi, acum, nu este doar mărturia voastră publică față de Hristos, dar este și o declarare de război diavolului, publică. Prin faptul că intrați în apa botezului, voi declarați război diavolului și îi spui cu alte cuvinte, diavole, vreau să știe toată lumea, să știe tot iadul, toți îngerii din cer de pe pământ, oriunde ar fi, că eu nu mai plătesc tribut celui rău, eu sunt al lui Iisus Hristos. Și vreau să spun ceva, când declar război diavolului, să știi că va veni o propagandă de minciună împotriva minții tale și vei avea de luptat. Și vei avea de luptat împotriva duhurilor răutății. Când mă gândesc la Ezechia, cel mai bun împărat pe care Iuda l-a avut, omul ăsta a făcut reformă în viață. Nu a fost ca taică-s un idolatru și jumătate. O restaurat înapoi sistemul levitic, o sfințit Paștele și a fost bucurie. Și după toate aceste fapte de credincioșie, spune Biblia, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, cel mai puternic imperiu care exista. Și a declarat război lui Iuda, celor două seminții, și le-a promis că îi șterge de pe hartă și că îi duce în robie. Și imaginați-vă la șocul care l-a avut Ezechia, Doamne, eu m-am alipit cu toată inima de Tine, Doamne. Eu am căutat fața Ta, Doamne. Am făcut reformă, Doamne. N-am fost ca împărații răi. Asta mi-e răsplata, Doamne? După fapte de credincioșie, după ce promis lui Dumnezeu, Doamne, război? Tendința noastră este să credem că dacă ne-am pocăit așa la milimetru și dacă îl iubim pe Domnul, tendința este să credem că Dumnezeu ne dă pace. Și că nu mai suntem așa imuni la atacurile celui rău. Dar află astăzi că cu cât ești mai dedicat lui Dumnezeu, cu atâta vei fi mai violentat. Cu cât ești mai dedicat lui Dumnezeu, cu atâta vei fi mai violentat, pentru că diavolul va fi pe urmele tale și va vrea să te ducă înapoi în robie.
Și când ai declarat război ca Ezechia, și când zice Biblia în felul următor, în 2 Împărați, capitolul 18, 2 Împărați, capitolul 18, spune Biblia așa, că omul ăsta, Ezechia, ani de zile, măcar că a făcut reformă, a dat tribut, a plătit tribut împăratului Asiriei. I-a dat 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. În fiecare an i-a dat tribut. Băia bun pocăit, domne, încă mai plătea, numai să lase în pace. Dar la un moment dat zice Biblia că Ezechia ăsta o zis, bă, nu se mai poate. Versetul 7, 2 Împărați 18:7. Zice Biblia, la un moment dat zice Biblia, el s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. Ei, și când începi să te răscoli și nu mai vrei să plătești tribut, da, ești băiat bun, ești fată bună, dar totuși mai ai ceva păcățele de buzunar. Bine acum. Și când începi să declară război celui rău, și când vrei să spui viața în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, și când vrei să te sfințești și să-ți dai idolii la o parte, cum a făcut Ezechia, și vrei să faci reformă în viața ta, așteaptă-te la bombardamente. Așteaptă-te la atacurile celui rău. Atâta timp cât plătești tribut, ascult și ascultă lumea, te îmbraci ca lumea, gândești ca lumea, ești pentecostal, da? Dar tu în inima ta ai lucru care încă tu plătești tribut. Să știi că cel rău nu te va violenta. Dar în momentul în care te-ai răsculat și ai zis, Doamne, mai bine mor, dar eu nu mai vreau să fac asta. Vreau să-L iubesc pe Iisus, vreau să fiu al Lui 100%. Vreau să dărâm idolii, vreau să-mi fac curat în viață, Doamne. În momentul ăla, așteaptă-te să vină căpetenii din partea celui rău, să-ți înconjoare viața cu tot felul de minciuni, ca să-ți distrugă credința în dragostea lui Dumnezeu. Și dacă ești aici, frate și soră, care a declarat război celui rău și ai trăit cât ai putut mai aproape de Dumnezeu și te-ai așteptat la pace și liniște și parcă dintr-o dată a venit așa o nenorocire și zici, Doamne, cum, Doamne, cum? Cum, Doamne, eu am crezut că după fapte de credincioșie vine pace, iată că vine război. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu ia oameni credincioși din starea lor și ca să-i facă oameni ai credinței, nu a credincioșiei, că deja sunt, să-i facă oameni ai credinței, îi pune în tot felul de posturi periculoase, am spune noi, ca să le dezvolte credința în cuvântul lui Dumnezeu. Să te treacă Dumnezeu de la nivelul de băiat credincios la un băiat al credinței, de la un frate credincios să fii un frate al credinței. Dumnezeu va îngădui anumite bătălii în viața ta în așa fel încât să-ți formezi mușchii spiritual și să înveți să umbli nu pe speculații, ci pe revelația lui Dumnezeu. Noi nu umblăm pe explicații. Frate, de ce? Dar cum o îngăduit, frate? Nu. Noi nu umblăm pe explicații, noi umblăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu înțelegi de ce și Dumnezeu tace în dreptul tău și nu spune de ce a îngăduit un Sanherib care să vină împotriva ta, ascultă-mă, tu trebuie să umbli pe promisiunile lui Dumnezeu și dacă nu înțelegi, credința în cuvântul lui Dumnezeu te va face biruitor, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Amin? Și iată-l pe Sanherib acesta. După ce a cucerit cele 10 seminții a lui Israel și le-a dus în robie, s-a uitat la astea două seminții, Iuda și Beniamin, și au zis, Dom'le, trebuie să măresc imperiul, le iau și pe astea. A, zice, ia acolo un pocăit, zice, e un Ezechia, care a dărâmat altarele tatălui său, care a fost prieten cu tata meu. O dărâmat cultura care taică s-a adus la el, o dărâmat idolașii mei. Vai, pentru că mi-a dărâmat idolașii la el acasă, ăsta trebuie să moară. Și ce a făcut? A trimis pe cea mai puternică oștire, împreună cu Rabșache, și a început să ironizeze, și a început să înfricoșeze, și a început să vină împrejurul Ierusalimului și să arunce așa vorbe de ocară și așa frică, încât spune Biblia că oamenii aceștia au spus, împăratul m-a trimis ca să vorbesc în așa fel încât voi evrei să vă mâncați balega și să vă beți udul de sub voi. Cu așa intimidări, cu așa atacuri demonice de panică, încât pur și simplu oamenii n-au înțeles. Cum, Doamne, am făcut reformă? Și cum vin ăștia cei mai tari din lume să ne dărâme? Dar unde ești tu? Și vreau să vă vorbesc astăzi despre patru minciuni. Patru minciuni cu care
veți avea de furcă. Patru minciuni pe care va trebui să le dărâmați și să nu intre în mintea voastră. Când faci fapta asta de credincioșie, vor veni atacuri, vor veni război. Și arma celui rău, spuneam ieri, cea mai puternică armă este minciună. Prima minciună pe care să nu o crezi niciodată este următoarea, pe care diavolul ți-o va aduce. Credința ta nu funcționează. Nu. No. Nu funcționează credința ta. Mai bine predă-te. Uitați ce zice Biblia. 2 Împărați, capitolul 20. Tu ai zis, pentru război trebuie chipzuință și putere. 2 Împărați 18 cu 20, băieți. Pentru război trebuie chipzuință și putere. Dar acestea sunt vorbe în vânt. A, poate îmi vei spune, în Domnul, versetul 22, în Domnul Dumnezeu nostru ne încredem. Astea sunt vorbe în vânt. Domnul, Biblia, promisiuni, hai lasă. Și va veni diavolul și va spune, bă, când erai în lume, când erai așa un pocăit de ăsta, trilulele, trisulcele, așa, într-o mocirluță călduță, bă, dar n-aveai probleme, mă. N-aveai datorii. Nu erai bolnav. Și acum te-ai pocăit și acum dintr-o dată a venit tot iadul parcă pe tine. Și tu tot zici, cuvântul promisiune. Și tot erori, și tot erori, și tot proclam și parcă ești tot acolo. Și diavolul vine și zice, vezi? Nu funcționează cuvântul, nu funcționează, credința ta e prea slabă. Domnul nu te ajută. Degeaba tot zici acolo promisiunile de pot tot un Hristos, că facturile trebuie plătite. Degeaba zici, boala e tot acolo. Hai mă, las-o mai moale, mă. Bă, nu fi chiar așa sfântoc. Nu, hai, las-o mai moale cu Dumnezeu. Nu vezi că nu funcționează? Sunt vorbe în vânt. Și va veni diavolul cu duhul ăsta de frică și cu duhul de necredință să-ți paralizeze viața de credință și să te facă să crezi că de fapt Dumnezeu a uitat de tine și că Biblia este o poveste. Și momentele alea, ascultă-mă ce trebuie să faci. Trebuie să-ți încorzi mușchii spirituale și să spui așa, orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere. Orice limbă care se ridică împotriva minții și a cunoștinței lui Dumnezeu, o voi osândi. Asta e porunca lui Dumnezeu, este moștenirea dată lui Dumnezeu pentru viața mea. Să zici, nu te teme, eu sunt cu tine, pot tot un Hristos care mă întărește. Și să încep să te rog să proclam cuvântul lui Dumnezeu, vă spun de ce? Pentru că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul va vrea să spună că nu-i putere în Evanghelie. Însă Biblia spune altceva, Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Și când vine diavolul și spune, vorbe în vânt, ce Dumnezeu, unde? Tot acolo ești. Uită-te la sora aia în vârstă, bine că o stat toată viața pocăită lângă Dumnezeu. Uită-te când are să-și plătească medicamente sau chiria. Așa vrei să ajungi? Până când erai în lume, erai mai altfel, nu? Lasă cu lucrurile astea. Ce să faci atunci? Să te uiți să spui, nu, Dumnezeu nu minte. Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus nu e un mincinos? Dumnezeu nu e scroc? Dumnezeu e sfânt? Și ce a spus Dumnezeu, aia rămâne. Și de aceea mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțeleg. Mă abandonez în brațele lui Dumnezeu. Frați și surori, trebuie să fii mai kamikaz în războaiele spirituale. Dacă tot umbli după explicații, de ce, s-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți dea niciodată răspuns la de-ce-ul tău. Se termină cartea Iov și Dumnezeu nu-i spune, bă, Iov, știi, s-a pus un pariu pe capul tău. Că dacă ai ști sensul suferinței, poate ar fi mai ușor să o duci, nu? Dar când nu știi, și pur și simplu să crezi în caracterul lui Dumnezeu, chiar dacă nu-ți dă explicația, asta înseamnă credință. Și sunt aici să te încurajez, să iei promisiunile lui Dumnezeu, să iei Biblia. Ai 31.102 versete în Biblie, ai 1.500 de porunci, ai aproape 8.000 de promisiuni și să spui cuvântul tău e adevărul, astea nu-ți vorbe în vânt. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Și orice cuvânt din gura lui Dumnezeu nu este lipsit de putere, lăudat și onorat să fie Domnul. Amin? A doua minciună cu care diavolul va veni împotriva ta, cred că este cea mai teribilă. E că Domnul e împotriva ta. Ascultați ce zice Biblia. 2 Împărați, capitolul 18. Când a văzut că nu poate, nici cum, cu vorbe în vânt și că ăsta rămâne tare, hai că ai făcut pe apă sfântul, ai dărâmat altarele, na? Așa s-a trebuit. Uitați-vă a doua minciună. 2 Împărați 18 cu 25. Zice Biblia așa. Ce zice împăratul?
De altfel. Fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc să-l nimicesc. Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Domnul împotriva ta, bau, bau. Ce satan e satan, așa-i? Și va încerca să-l portretizeze pe Dumnezeul dragostei, care e în legământ cu tine prin sângele lui Hristos, să ți-l portretizeze pe Dumnezeu care e tatăl tău, să ți-l pictureze într-un mod răuț. Domnul te bate pe mine. Te-a bătut Dumnezeu. Domnul împotriva ta. Acum Domnul vrea să nimicească tu care stai lângă el, tu care ai făcut reformă. Domnul împotriva ta. Ce mincinos! Ce mincinos! Și pentru că asta este scopul diavolului. Să-ți distrugă credința în dragostea lui Dumnezeu. Să te facă să crezi că Dumnezeu e așa de drept încât nu te mai poate iubi. Să te facă să crezi că pentru anumite păcate din tinerețea ta, din trecutul tău, amut Domnul ți bage. Ce mincinos! Ce mincinos! Dacă vrei să știi cât de mult te iubește Dumnezeu, ascultă ce zice Biblia în Ioan 17:23. Ioan 17:23. Ultima parte, zice Iisus așa, și că i-a iubit pe ei, pe ucenici, cum? Cum a iubit? Pe mine. Cât de mult te iubește Dumnezeu pe tine? Cât de mult? Ziceți cât de mult? Biserica ta nu prea comunică. Scrie. Cât de mult te iubește Dumnezeu? Ca pe Iisus Hristos. Că i-a iubit pe ucenicii ăștia, pe ăștia care au gafat și s-au lepădat de Domnul. Cum i-a iubit? Ca pe Iisus Hristos. Cum te iubește Dumnezeu pe tine? Ca pe Domnul Iisus Hristos. E doar o singură dată în Biblie unde scrie asta. Dacă asta nu te eliberează. Și dacă vine diavolul și spune, Domnul te urăște, Domnul nu, te bate Dumnezeu, am plăcești tu ceva. Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Hai să corectăm ceva. Există în folclorul bisericii noastre evanghelice, penticostale mai ales, ideea că îi se întâmplă ceva în nenorocire cuiva și nu mai aveți pe un sfântoc de ăsta, așa că de ce? Am îl curăță Dumnezeu. A făcut el ceva și acum plătești el până nenorocirea asta. Un frate deosebit, Doamne fer, dă cancerul, nu mai vezi pe cât o sfântocă. N-a-l curăță Dumnezeu, numai Dumnezeu știe ce-a făcut, Doamne, acum aș plătești el, zice. Eu cred că asta este o ofensă la adresa jertfei lui Hristos. Pe mine nu mă curăță Dumnezeu de păcate și nu mă iartă de păcate prin boli, prin cancer. Iertarea mea a plătit-o Hristos cu sângele Său cel Sfânt. Și eu nu mai pot adăuga jertfei lui Hristos suferința mea. Că dacă la jertfa lui Hristos adaug cancer și adaug accidente, atunci degeaba a murit Hristos. Înseamnă că Hristos n-a făcut totul. Înseamnă că și eu pun umărul și îl jefuiesc pe Dumnezeu de glorie și de slavă. Nu! Dumnezeu a plătit păcatul meu penal prin Iisus Hristos. El nu plătește păcatul de două ori, că n-ar fi corect. Hristos a plătit cu sângele Său cel Sfânt, plus minus nimic. Hristos a făcut totul, amin? Că Dumnezeu în dragostea Lui de Tată, părintească, mă disciplinează pentru puține zile să mă facă părtaș sfințeniei Lui. Asta e altceva, dar asta nu-i să-mi plătesc păcatele. Păcatele mele se pot plăti, pot fi curățate, nu prin cancer, nu prin boală, nu prin accidente, ci numai prin credința în sângele Lui Iisus Hristos. Și dacă nu crezi așa, ești eretic. Dacă crezi că păcatele tale se plătesc prin cancere, atunci degeaba a murit Hristos. Trebuia să spui, Doamne, lasă-L pe Fiul Tău în cer, dă-mi cancer atunci că le plătesc eu. Domnul zis, nu, nu se poate. Plata păcatului e moartea. Și pentru asta a trebuit să vină cineva fără păcat. Și a venit Hristos, mielul lui Dumnezeu, care a plătit păcatele mele. Lăudat să fie Domnul! Când vine diavolul în mintea ta și zice, Domnul te urăște, de-aia s-o întâmplă, Domnul te urăște, Domnul m-a trimis pe mine să te bat. Dumnezeu e Tatăl meu. Și ascultați ce zice Biblia. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune? Bă, și tu și când ești bun cu pruncii tăi, zice Biblia, nu uita că ești rău. În natura ta ai o natură păcătoasă, ai o fire pământească.
Deși când îți săruți pruncii și când le dai cadouri, zice Biblia, nu uita, tu ești rău. Dacă tu care ești rău știi să fii bun cu pruncii tăi, cu atât mai mult Dumnezeu care e bun și dragoste în natura lui, va da cancer pruncilor lui. Așa zice Biblia. Va da lucruri? Zice tare, va da lucruri bune! Șocant, așa-i? Șocant! Stai lângă Dumnezeu și dintr-o dată vine Sanherib și vine gândul că Dumnezeu e împotriva ta. Să nu guști așa ceva. Și dacă ai fi păcătuit într-un fel sau altul, Dumnezeu se va purta cu tine ca un tată, cu o disciplină părintească. Toiagul și nuiaua lui, nu-mi rupe oasele, toiagul și nuiaua lui ce face? Mă mângâie! Să mă aduc înapoi pe cale cu dragoste de tată! Că dacă Dumnezeu ar trebui să ne facă după păcatele noastre, niciun fanfarist n-ar trebui să fie aici, niciunul n-ar trebui să fim aici. Suntem datorită Harului și milei lui Hristos, lăudat să fie Domnul. Așa că să crezi că Dumnezeu te iubește. Sunt momente în viața noastră, frați și surori, când trecem prin iarna sufletului. Și când treci prin iarna sufletului, uite ce trebuie să faci. Iuda, versetul 21. Iuda, versetul 21. Uitați-vă la mine. Ce trebuie să faci? Țineți-vă! Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu! Sunt momente în viață când vin vânturi atât de puternice, minciuni așa de teribile, Rabșache, Sanherib, toți sunt împotriva ta. Cu tot felul de minciuni nu funcționează credința. Dumnezeu nu te mai iubește. Ce bați Dumnezeu? Zice Biblia, ascultă-mă! Asta-ți minciuni, tu ești pruncul meu, mă! Ține-te în dragostea lui Dumnezeu! Crede în mine, crede în cuvântul meu! Și va veni cu o logică demonică. Tot felul de subterfugii să te facă să crezi că Dumnezeu a terminat cu tine. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de toate minciunile celui rău și să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu. Indiferent cine ești aici, indiferent ce păcat ai făcut, dacă vii la picioare crucii lui Hristos și indiferent cât de des l-ai făcut, dacă vii și spui, Doamne, sunt în zdrențe, dar Doamne, cred că sângele Tău, sângele Fiului Tău, mă poate curăți de orice păcat și nu numai trebuie să mă elibereze. Ascultă-mă, Dumnezeu te poate ierta. Tocmai faptul că te doare, tocmai faptul că inima ta dorește iertare, plângi după iertare, este un semn că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Ascultați ce zice Biblia. În Psalmul 27 cu versetul 8. Inima-mi zice... Zice stare, din partea ta, caută fața mea. Păi dacă există în tine dorința aia să te pocăiești, există stimulul ăla, zice Biblia, asta nu e de la tine, nu e din firea ta, e din partea lui Dumnezeu. Tocmai faptul că te doare este faptul că Duhul Sfânt te iubește, Hristos te iubește și vrea să te aducă la restaurare. Și ce să faci? Să spui, Doamne Iisuse, intră în inima mea. Mă dezbrac de omul cel vechi, mă îmbrac cu omul cel nou printr-o sfințire și o neprihănire pe care o dă adevărul, Doamne. Și vreau să cred adevărul Tău. Amin? Nu-L crede pe diavolul? Diavolul este un mincinos. Credința ta funcționează. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Crede-L. Chiar dacă n-ai explicații, tu nu umbli pe explicații, tu umbli pe revelație, pe promisiunile lui Dumnezeu. Amin? 2. Crede că Dumnezeu te iubește. Nu crede minciunea celui rău că Dumnezeu e împotriva ta și te bate și că o termina cu tine. Ăsta e satana! Ăsta e satana! Și nu va trebui să-l crezi niciodată. Asta te va duce în disperare, în depresie. Și Dumnezeu nu vrea ca pruncii lui să fie în depresie. Pentru că roada Duhului Sfânt este bucuria, așa-i? Doamne, îmbracă-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. A treia minciună pe care acest împărat rău a adus împotriva omului Dumnezeu, Ezechia, este următoarea. Eu sunt mai tare ca Dumnezeu tău, mă. Uitați ce zice Biblia. Predă-te, Ezechia. 2 împărați 18, cu versetul 33. Dar de ce să te predai? Și acum ascultați. Oare Dumnezeii neamurilor
Au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului? Unde sunt Dumnezeii Arpadului? Unde sunt Dumnezeii Sevarvaimului, a Henei, a Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Care din acești Dumnezei și-au izbăvit țara din mâna mea pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Ai văzut? Și îți va duce memoria și privirile spre oameni mari ale Dumnezeu. Ai văzut? Prorocul ăla, ai văzut că a căzut? Hai, unde a fost Dumnezeu? Și îți va duce aminte de un anumit slujitor mari și foarte mari care au căzut și au gafat, au cumplit. Și vă zice, ai văzut? N-au scăpat! Și tu crezi că o să scapi? Bă, dacă ăla a căzut, tu crezi că o să scapi? Și să aducă frică, să aducă intimidare în tine, să te facă să crezi că tu nu mai scapi. Că așa vorbește, zice Biblia, marele împărat al Asiriei, mare. Intimidare. Ce să facem momentele alea? Când diavolul va veni să spună, ești în război, nu o să reușești. O să cazi. Ești prea slab. Alții mai tari ca tine au căzut. Și tu crezi că o să scapi? Că nu poate cu una, vine cu a doua. Că nu poate cu a doua, vine cu a treia. Ce să faci? Ascultă aici cuvântul lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 41. Dacă ești într-o bătălie spirituală sau vei fi, când împărăția lui Dumnezeu trebuie să treci prin multe necazuri. Isaia 41 cu 14. Și te simți slab, Doamne, cât ori căzut, Doamne, dar eu oare o să rezist, Doamne? Și te simți intimidat de minciunile celui rău. Frică, groază, panică. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Nu te teme de nimic. De nimic. Viermele lui Iacov. Poate în dimineața asta ești aici și ești în bătălie, ești înconjurat, propaganda minciunii. Tu zici, pace, pace, dar numai tu știi cu Dumnezeu ce bătălie ai în inima ta. Vrei să cedezi, vrei să renunți, nu mai poți. Zice Biblia, așa îți vorbește Domnul. Nu te teme de nimic, tu ăla care zici că ești slab, viermele lui Iacov, rămășița slabă a lui Israel, căci eu, Domnul, îți vin în ajutor. Sfântul Israel este mântuitorul tău, versetul următor. Și ce face Dumnezeu? Ce face Dumnezeu cu un vierme care nu se teme? Și crede în promisiunile lui Dumnezeu. Ce face? Te transform într-o unealtă ascuțită, nouă de tot. Cu mulți dinți vei zdrobi și vei sfârma munții și vei face dealurile cum? Ca pleava. Poate Dumnezeu să ia un fricos. Poate Dumnezeu să ia unul care e timorat. Frate, dacă ai ști... Frate, dacă ai ști, poate Dumnezeu să ia pe un om slab și să-l transforme într-o mașină de război, da sau nu? Poate Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu poate lua un vierme și să-l transforme într-o unealtă ascuțită care să zdrobească munții? Dumnezeu poate, dar va găsi oare credință să spune, Doamne, la toate minciunile n-am să acuz, n-am să cedez, Doamne, la toate acuzațiile. Doamne, am să rămân, Doamne, am să lupt pentru familia mea, am să lupt pentru darul care mi l-ai dat, am să lupt pentru nevasta mea, am să lupt pentru copiii mei, am să lupt pentru ungerea care mi-ai dat-o și la toate minciunile astea, Doamne, nu sar din barcă, rămân acolo, de ce? Și dacă nu-i logic, Doamne, cuvântul Tău este adevărul, cred în Tine orice s-ar întâmpla. Va găsi Dumnezeu astfel de bărbați și femei care să spună, Doamne, în urmă-i lumea, înainte Iisus și înapoi, eu nu voi da. Doamne, întărește-ți biserica Ta. Și când diavolul va veni împotriva noastră cu tot felul de lucruri murdare, știi ce să faci? Să spui, Doamne, vreau să mă încred în Tine din toată inima mea și din tot sufletul meu, slăvit să fie Domnul. Amin? Uitați la a patra minciună. Când a văzut că nu poate nici cum n-a putut, Doamne, să facă să cedeze, să deschidă ușa, s-a uitat la el și a zis, 2 împărați 18 cu 31. N-ascultați de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei, a patra minciună. Faceți pace cu mine. Hai, fă pace cu mine. Și dacă te supui mie, fiecare din voi va mânca din via lui, din smochinul lui, va bea apă din fântâna lui. Vai, ce mincinos! Vă voi duce într-un Eden, versetul 3, ca într-o țară, cu grâu, cu vin.
Cedează un pic, așa să ai un happy hour, un pic de relax. Nu fă așa pe sfântocul. Nu fi cu armura sus. Nu. Fă pace cu mine. Ce mincinos. Când vor veni presale puternice, diavolul va veni și va spune: tu vrei să trăiești tot pe limita de sărăcie? Tot pe minimul de economie? Tot de o lună la alta? Fă pace cu mine. Intră-mă în business-ul ăla și ești om pe viață. Bine că nu e așa ortodox business-ul ăla, dar fă pace cu mine și o să ai vin, și o să ai smochine, și o să ai prosperitate. Fă pace cu mine. Lasă acum Biblia. Fă pace cu mine. Se va uita diavolul și va spune: nevastă-ta e cam rigidă. E cam rece. Uite-te la aia. Să fii și totodată bărbat. Cedează. Fă pace cu mine. Și te vei asculta de diavol. Când vor veni pofte canceroase, când vor veni cu promisiuni, cu minciuni, ascultă-mă, diavolul nu te poate binecuvânta. Diavolul nu-ți un trădător. Ce să faci atunci? Să zici: pleacă satanul, este scris. Domnul Dumnezeu este singurul care face minuni. Că dacă vei ceda la toate minciunile lui și îți va descrie ce viață îți va da de fapt și de fapt te va ruina, știi ce va face diavolul? Va pune lanțuri pe tine, pe mâini, pe picioare, pe gât și te va duce rob în Asiria. Va pieri bucuria din ochii copiilor tăi, din ochii nevestei tale. Va pieri harul care l-ai avut până atunci. Și se va putea spune: iată bărbatul care n-a luat ca ajutor pe Domnul. A crezut pe satana și n-a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Așa că indiferent de războiul teribil, de minciunile care vin, dragi candidați, stați în cuvântul lui Dumnezeu. Stați pe promisiunile lui Dumnezeu. Nu fă pace cu satana, luptă! 50 de ani să fie, lupți! Uitați ce zice Biblia, Psalmul 119 cu 92. Psalmul 119 cu 92. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, când eram pe buza depresiei, când eram pe buza prăpastei, a iadului, când era gata să cad, era gata să pierd în ticăloșie. De ce? Dacă nu făceam din legea lui Dumnezeu desfătarea mea. Frați și surori, să nu fim leneși cu cuvântul lui Dumnezeu. Să punem mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Și cartea asta, legii, să nu se depărteze de gura noastră, să cugetăm asupra zicii noastre ca să izbutim, ca să avem succes, în alte traduceri, în engleză. Să avem a good success. Să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci cartea asta, legii. Când diavolul vine cu propagandă de minciuni, hai, lasă-o mai moale, fă pace cu mine. Dumnezeu e împotriva ta. Credința ta nu funcționează. Oricum și ăia mari ori căzut, n-o să reziști. Să spui: Doamne, nu mă interesează că ori căzut. Asta e nevegherea lor, Doamne. Dar, Doamne, eu vreau să veghez și să stau la picioarele crucii tale. Vreau ca Hristos să fie înălțat și să fie o mireasmă plăcută a prezenței lui Hristos oriunde mă pune pe hartă. Amin? Când a văzut Ezechia lucrul ăsta, spune Biblia că poporul a tremurat tot. S-a dus la Ezechia și o zis: ce să-i spunem? Și o zis: nu spune nimic. Tăceți, lăsați-i să mintă. Tăceți, nu vorbiți. Nu vorbești cu diavolul. Vorbești cu Dumnezeu. Și ce a făcut Ezechia? L-a sunat pe Isaia. Și a zis: Isaia, sunt într-o mare strântorare. Roagă-te împreună cu mine ca Dumnezeu să facă ceva. Că e așa apăsare încât mamele nu mai au putere să nască. Roagă-te, că deci suntem înconjurați, ne-au promis că ne șterge și noi suntem fără putere, roagă-te! Și Biblia spune că au început să se roage. Și vreau să ascultați, când ești într-o încercare, nu-ți privatiza durerea. Spune-o cuiva care e mai matur ca și tine, care are fermoar pe gură și spune: frate, uite prin ce trec. Uite, asta e ispita. Bă, dar nu scap! Atâtea minciuni, odată așa, cameleon, odată așa, odată așa, odată așa. Nu tu de unul singur! Roagă-te împreună cu cineva! Mărturisiți-vă unii altora, zice Biblia, așa-i? Că-și mare putere are rugăciunea fierbinte a cui acelui neprihănit. Și când au început doi oameni să înceapă să se roage, și ce a făcut Dumnezeu? A deschis cerul și a trimis un înger într-o noapte. Și într-o singură noapte, un înger a omorât 185.000 de soldați asirieni. Ca să vedem că dacă avem biruință
Lucrul ăsta se întâmplă nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Amin? Spune-mi, avem un Dumnezeu al minunilor, da sau nu? Avem un Dumnezeu care se uită la noi, se uită la nevoile noastre, se uită la neputințele noastre și spune, roagă-te, stai pe promisiuni, nu ceda la minciuni. Da, după fapte de credincioșie. Dintr-o dată, bang, o nenorocie, dintr-o dată Sanherib vine cu tot felul de lucruri murdare. Știi ce să faci? Doamne, eu cred în Tine chiar dacă nu înțeleg. Te laud chiar dacă nu înțeleg. Îmi dau 10% ție, chiar dacă nu înțeleg. Rămân credincios, Doamne. Doamne, Tu ești bun, Tu ești drept. Mă încred în dragostea Ta. Am crezut că mă urăști. Satana mi-a spus asta, dar de fapt Tu mă iubești. Chiar dacă nu înțeleg, Tu mă iubești ca pe Iisus Hristos. Atât de mult m-a iubit. Uite, atât de mult Te iubește Dumnezeu. Încă L-a dat pe singurul Său Fiu să moară, să moară pentru Tine. Ce a fost scrisoarea asta pe care a trimis-o împăratul lui Ezechia? O scrisoare din iad, care să-i distrugă credința în dragostea lui Dumnezeu. Hai să vă arăt că și noi avem o scrisoare. Uite ce trebuie să faci tu când ești sub atacurile celui rău. Dragi candidați, avem și noi o scrisoare. Luăm scrisoarea aia cum a luat-o Isaia, o dus-o înaintea Domnului. Uite, Doamne, bajocura, uite-te minciunile, uite-te apăsările mele, Doamne. Și Domnul zice, hai să spun cum trebuie să răspunzi. Și ascultați care e scrisoarea pe care Domnul ne-o dă nouă împotriva lui Satana. Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul. Hai să rostim cu toții. Haideți în picioare. Dar vreau să rostim cu toții tare. 2, 3 și. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea, nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelui celui preanalt. Punct aici. Simți că-s cutremure? Simți că sunt valuri care spumegă? Nu te teme. Domnul este un ajutor care nu lipsește niciodată. Și când diavolul spune, unde-i Dumnezeu te-a părăsit? Să spui, diavolul, ești un mincinos. Domnul mi-a promis, niciodată. Niciodată, ești în mâna mea și nimeni nu te smulge. Și ascultați versetul 4, care este cheia. Este un râu. Ăsta e Duhul Sfânt, simbolul Duhului Sfânt. Ale cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu. Este trupul tău templul Duhului Sfânt, da sau nu? Este trupul tău cetatea lui Dumnezeu. Locuiește în râu, Duhul Sfânt în viața ta, da sau nu? Și când vin cutremure și când vin valuri și spumegă toate, zice Biblia, tu nu te temi, de ce? Pentru că în cetatea ta, Ezechia, soră Ezechia, frate Ezechia, tu ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tu ai promisiunea lui Dumnezeu, de aceea tu nu te temi. Neamurile, versetul 6, se frământă, împărățiile se clatină, așa e. Dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Și acum ascultați versetul 9. El a pus capăt războaielor. Dacă ești astăzi în război, când Domnul a pus capăt războiului dintre Ezechia și Sanherib, cu o mână dumnezească, mă rog astăzi Domnul să pună capăt războiului din viața ta și să-ți dea pacea. Și mă rog ca râul Duhului Sfânt care e în trupul tău, în cetatea ta, să-ți înveselească inima, chiar dacă minciunile vin teribil, bombardamente, tu să spui, le contracarezi cu ce? Cu cuvântul, cu promisiunile lui Dumnezeu și am pace și în mijlocul necazului. În această dimineață, dacă nu ți-ai dat viața lui Iisus Hristos și vrei să spui, Doamne Iisuse, eu despărțit de Tine, eu mor în război. Doamne, diavolul e puternic, dar Tu ești atot puternic. Doamne Iisuse, intră în inima mea, dă-mi biruința, dă-mi iertare de păcate, așa cum stăm cu capetele plecate. Hai să închidem ochii. Domnul e prezent aici. Și dacă vrei să spui, Doamne Iisuse, eu nu pot lupta cu duhurile astea. Sunt slab, Doamne. Dar, Doamne Iisuse, intră Tu în inima mea, preia controlul, mă pocăiesc de păcatele mele, Doamne. Scurăță-mă cu sângele Tău cel sfânt. Fă-mă și pe mine un Ezechia, Doamne. Iartă-mă că tot am dat eu cu logica mea și am vorbit cu